Crize peste crize, accidente rutiere, decese, incendii, violență, crime, război. Sunt cuvinte pe care le auzim în fiecare zi. Ele răsună din televizoare, radio, clipuri pe social media. Le citim în presa online și în ziare. Dacă te-aș întreba cum ar putea arăta următorii 10 sau 20 de ani, ce vei spune? Crezi că trăim cele mai grele vremuri dintotdeauna? Că lucrurile merg din ce în ce mai prost? Adevărul este că nu ești singura persoană care simte așa. La fel, adevărul este că în multe privințe greșești. În ultimul deceniu, rata accesului la internet în Republica Moldova a crescut de la 30 la 76%. Întreaga țară are acces la electricitate, fapt care nu era adevărat acum 30 de ani. Rata infracțiunilor s-a diminuat cu 30% în ultimii 10 ani. La fel, rata sărăciei în rândul concetățenilor noștri este în continuu declin. Și totuși, nu auzim prea frecvent astfel de mesaje. Ele nu trezesc frică, nu alimentează conflicte și nici nu lasă spațiu pentru știri false. Salut! Sunt Ana Gherciu de la Moldova.org și în această serie video voi încerca să te molipsesc de un alt fel de jurnalism, jurnalismul constructiv. Mă adresez aici atât jurnaliștilor, cât și membrilor societății care se așteaptă ca presa să facă ceva mai mult decât doar să constate unele fapte împlinite. Jurnalismul constructiv presupune o abordare inovativă care se încăpăținează să surprindă complexitatea subiectului abordat. Acesta indică problema, dar și potențialele soluției. Stimulează implicarea, dialogul pe tonuri calme și ascultarea activă. La baza jurnalismului constructiv stau trei piloni. Contextul. O portretizare alb-negru a societății noastre va genera neapărat reacții rapide, indignare sau idolatrizare și, în cele din urmă, va crea o imagine eronată asupra lumii. Jurnalismul constructiv caută întreaga poveste ascunsă în nuanțe. Soluțiile. Ne-am obișnuit că o poveste bună e cea care arată cât de profundă este o problemă. Totuși, acolo unde există o problemă, sigur există și cineva care încearcă să o rezolve. Spune-i povestea. Dialogul. În pofida posibilităților nenumărate de comunicare de astăzi, reușim cumva să nu comunicăm suficient. În jurnalismul constructiv, autorii devin un soi de facilitatori imparțiali ai dialogului între cei care nu ar avea, în mod normal, posibilitatea să comunice.